Eu și soțul meu suntem ortodoxi, dar nașul nostru este catolic, iar nașa este ortodoxă. Ei au fost cununați la catolici. Ce să facem noi? Este în ordine cununia noastră? Nu prea e în ordine. Adică deja s-a și făcut cununia, înțeleg. Nu e în ordine, dar trebuie să ia de la duhovnic. Mă mir că i-a cununat cine i-a cununat, pentru că nici nu-i cununie la catolici. Ei înșiși spun că nu-i cununia la biserică, ci pe urmă, în patul conjugal. Nu spun eu, spun ei. Și, de aceea, nu este, noi nu recunoaștem tainele de la catolici să meargă să ia un canon de la duhovnic să se căiască, pentru că n-au făcut cununia cu rânduială.